Vă salutăm, dragi prieteni. Bună. Am plecat prin Bruxelles la plimbare. Avem niște prieteni în vizită și ne-am gândit să ne plimbăm prin Bruxelles puțin cu ei. Să filmăm un vlog și să vă luăm cu noi. Noi în spate, micuțu, abia s-a trezit. Ce faci nou acolo, mami? Cine e acolo, Noua? Lucăsică e și el acolo, abia se mai vede sărăcuțul de el. Poate să respire, ai zice că nu, după cum se vede, dar poate să respire. Ai, ai, ai. Și nu abia așteptă să coboare din mașină. E foarte, cum se vede. E foarte, foarte aglomerat. Și na, o să încercăm să filmăm un altă prin Bruxelles, să vedeți și voi cum este. Sperăm să vă placă și sperăm să putem să filmăm mai des după ce pleacă prietenii de la noi din vizită, pentru că, sincer, să fiu, toată ziua ne plimbăm pe aici pe acolo și nu mai putem să facem nimic altceva. Este Grand Place, centru vechi al Bruxellesului. Și noi adorăm porumbei. Nu e voi. Noi, ia pungulița, o aruncăm la gunoi, mami. Ia mizerie, o aruncăm la gunoi. Și papă puțin. Și Lucas, mititelul. Lasă unul.
pleacă de aici. Wow! Am terminat plimbarea noastră prin Bruxelles. Ah, n-am putut să filmez prea multe pentru că era o hormălaie de nedescris și nu uitam mereu să filmez. Noi în spate ronțe niște semințe. Ce faci, Noa? Cucu! Cucu! A fost tare cu minte, s-a jucat cu porumbei. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bravo, mami, Lucasica doarme, micuțul. Și el a fost tare cu minte. Pa, 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 pa. Cum face calul? Cum face găina? Pa, pa, cu semințe faci golănașule. Nu e voie, mami, le păpăm. Da. Avem musafiri și zilele astea. Săptămâna aceasta am fost numai prin vizite, să vizităm, să așa, dar de săptămâna viitoare o să mai o să filmăm mai mult și o să o să revenim cu clipulețe noi. Vreau să vă zic, fetelor, că pe buză port același ruj și nu m-am mai dat cu nimic, nu m-am mai făcut nimic. Un ruj de la NYX pe care l-am primit de la Manuela de Crăciun și acum a rămas pe buză, deci e intact, e... Da. Și m-am machiat în mașină, de aia m-am dat cu rimelul un pic și pe lângă, deci... Da, nu contează că am avut ochelari de soare, nicio problemă. Asta e când ai copii, pe fugă, pac, m-am luat niște chestii de machiat la mine și m-am machiat în mașină. E practic. E normal. Vă pup, fetelor, sper că v-a plăcut vlogul de azi, am filmat puțin, dar un pic așa, să vedeți cam ce am făcut noi prin Bruxelles. Sper că v-a plăcut și ne vedem pe curând. În curând. Vă pupăm. Pa, pa! Pa!